Asculți Business 360 la Radio Terranova. Pași spre cunoaștere. Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Business 360. Sunt Izabela Giapana, gazda dumneavoastră, și împreună vom explora modalități de creștere a afacerii din miezul problemei, și anume din perspectiva antreprenorului care crește împreună cu ea. Azi o avem ca invitată pe Oana Durcău, cofondatoarea Triliada, o platformă de educație care face legătura între elevi și studenți. Bine ai venit, Oana! Bine te-am găsit și mă bucur să fiu în această dimineață alături de tine. De unde ți-a venit ideea sau cum ai pornit acest proiect? Proiectul a pornit de la o problemă personală, ca multe business-uri care încep. Practic, am fost în momentul în care trebuia să îmi aleg facultatea și știam facultatea pe care mi-o doresc, dar nu mă informasem suficient cu privire la specializare. Așa că, luând pe ultima 100 de metri informațiile la rând, mi-am ales specializarea automatică, pentru că am înțeles că faci tot ce faci la calculatoare și mai faci încă ceva pe lângă. Am mers, m-am înscris la facultate și în ziua în care m-am înscris am vorbit cu un prieten care era student la facultatea respectivă. I-am explicat raționamentul meu și cum am luat eu decizia. S-a îndoit un pic de metoda mea de informare și mi-a făcut grupuri cu colegi de-ai lui de la automatică și colegi de-ai lui de la calculatoare, astfel încât să le pun amândurora aceleași întrebări și să-mi dau seama dacă într-adevăr am luat decizia corectă. Iar următoarea zi m-am întors înapoi la facultate să-mi schimb opțiunea, pentru că mi-am dat seama că, da, într-adevăr, nu m-am informat suficient de bine și n-am înțeles exact ce mă așteaptă. Și am decis că, ok, cred că partea de calculatoare mi se potrivește mai bine pentru ce-mi doresc eu pe viitor. Așa că, punându-mă situația respectivă, am realizat cât de important e să discuți cu cineva care chiar studiază acolo, mai mult decât informațiile de pe internet sau de pe site-urile facultății, și să înțelegi exact ce înveți acolo și cum e atmosfera, ce le place, ce nu le place studenților, ca să dai seama dacă te-ai proiecta, dacă te-ai vedea acolo sau nu. Foarte, foarte frumoasă poveste și chiar rezonez cu ea, pentru că și pentru mine a fost o provocare într-o epocă în care internetul încă nici nu exista pentru noi. Într-adevăr, aveam mult mai multe materiale, poate scrise, poate de promovare din partea facultăților, dar erau foarte generice. Și eu m-am înscris la mai multe specializări, inclusiv la automatică, da? Ca să aflu cu o zi înainte de terminarea înscrierilor că există o specializare, nu la Politehnică de data aceasta, ci la UBB, singura inginerie la vremea respectivă la UBB, în care exista o specializare de automatizări industriale cu chimie, ceea ce mie ambele îmi plăceau foarte mult. Și am zis, gata, acolo mă duc, celelalte nici nu mai contează la câte m-am înscris. Deci, într-adevăr, informația a fost cea care ne-a lipsit cel mai mult, și ce ziceai legat de persoane, informația asta a ajuns la mine pentru că fratele unei colege era la specializarea respectivă. Deci altfel probabil n-aș fi aflat nici eu de ce mi-ar fi plăcut, și chiar mi-a plăcut să fac la facultate. Îți seama că ai avut și tu norocul pe ultima 100 de metri, dar a dat norocul peste tine. Da, nu trebuie să mă duc înapoi să schimb, ci o mai trebuie să mă duc la încă un dosar să depun. Da. Cum ai pornit cu transmiterea acestor informații, să zic așa, pentru elevi? Mai ales că acum toți suntem pe internet, pe aplicații. Care a fost abordarea la început să-i faci să cunoască viața de student? Păi, proiectul nostru a început odată cu pandemia. Ne-am trezit în 2020 cu mult timp liber și ne-am gândit cu colegii mei să facem, ok, ce putem să facem cu timpul pe care îl avem. Am început inițial, pentru că nu aveam nimic, nu știa nimeni nimic de noi, am început să facem podcasturi cu studenți, în care invitam, așa cum ai invitat și tu pe mine astăzi, invitam studenți să ne povestească despre viața la facultate, înregistram evenimentele și ulterior le promovam pe social media. După ne-am dat seama că elevii cel mai probabil nu o să stea să se uite la o oră de
înregistrare în care poate li se răspunde sau nu li se răspunde întrebărilor lor. După am aplicat la proiectul Common Cluj, un program cunoscut la nivel local, și am început să facem primele noastre evenimente live, având deja și posibilitatea de promovare și să investim în zona asta. Am început să facem evenimente live în care invităm studenții și elevii să le pună întrebări într-un format de Q&A. Am făcut asta aproximativ 2 ani, aproape 3. Adică mult după pandemie. Da, am continuat în zona asta doar de evenimente. Iar de anul trecut am chiar început viața asta de antreprenor și viața de startup. Când am făcut și firmă, am avut și partea asta mai puțin frumoasă, zic eu, dintr-un business, pentru că am reușit să ridicăm o finanțare de 60.000 de euro prin intermediul unui program european pentru studenți și să ne punem practic bazele afacerii și bazele platformei pe care avem acum. Care a fost cel mai dificil pas de a trece de la organizarea evenimentelor informale și podcasturi la a face treaba asta sub formă de afacere? Cred că cel mai greu pas pe care l-avem e partea de monetizare și sustenabilitate momentan, pentru că încă gândim sub forma de ONG, chiar dacă suntem business, gândim ca și un ONG și încercăm să vedem cum putem să păstrăm echilibru practic dintre business, dar și din partea de a aduce valoare și de a ajuta elevii. Ulterior am aflat că practic ce facem noi se încadrează mai mult la antreprenoriat social, practic ca și direcție, dar partea asta și partea de a înțelege un pic toată partea legislativă, toate nevoile pe care le avem în direcția asta. Îmi amintesc primele dăți când trebuia să plătesc primele salarii și eram ok, păi și impozitul unde ar trebui să-l plătesc? Au fost așa niște pași foarte interesante de a începe poate viața asta de antreprenor. Felicitări pentru perseverență, să zic așa. Ce aduce pentru elevi platforma în sine și care sunt, de ce ar trebui să vină elevii să-i cunoască pe acești studenți pe care îi invitați voi să discute cu ei? Păi principalul avantaj pe care îl aduce platforma este clar partea asta de conectare cu studenții, ocazia de a avea persoane cărora să le pună întrebări, pe lângă partea de discuții cu studenții pe care le organizăm atât în format de eveniment cât și în format de discuții particulare în care elevii pot să le pună întrebări. Le oferim și informații sumarizate despre facultăți, pentru că ne-am dat seama așa discutând cu ei că site-urile facultăților sunt poate uneori mai greu de înțeles pentru un licean. Le oferim chestionare vocaționale în care avem parteneriat cu specialiști în domeniu, astfel încât pentru cei care nu știu exact ce li se potrivește să poată să descopere. Și foarte mult punem accent pe zona de evenimente, cum ziceam, dar și pe o parte de roadmap și provocări, le spunem noi, astfel încât elevii pot să își aleagă nivelul de informare la care consideră ei că se află. De exemplu, dacă sunt 100% deciși asupra unei facultăți sau știu că am domeniul în care vreau să studiez, dar nu știu exact centrul universitar, le dăm o serie de provocări pe care pot să le facă, de la, nu știu, interesează-te care-s prețurile la chirii în diverse centre universitare sau vezi organizațiile studențești de la facultățile respective, astfel încât ei să poată să-și facă un jurnal de cunoaștere, îi spunem noi, și care să-i ajute să ia o decizie informată. Deci aud aici mai multe linii de business, de fapt, în cadrul ăsta. În primul rând, faceți traduceri din limbajul instituțiilor către limbajul elevilor. Pe urmă aveți partea asta de consiliere, care iarăși este o direcție de dezvoltare și cu siguranță mulți oameni, chiar și în câmpul muncii, poate n-au beneficiat de astfel de consiliere până la 40-50 de ani sau unii nici până s-au retras în pensie. Așa că este un lucru foarte util și lăudabil. Da, un copil, un tânăr care pornește la drum știind la ce e bun și ce îi place și care ar fi opțiunile prin care le poate combina
are șanse de 10 ori mai mari să facă ceva, ce să facă cu plăcere și să devină chiar bun la el în timp și să se simtă mulțumit, împlinit cu ceea ce lucrează mai departe. Așa că, din perspectiva asta, felicitări pentru tot ce ați demarat, să zic. De unde vă vine energia? Cred că energia vine din feedback-ul pe care îl primim. Primim constant mesaje de la elevi pe care i-am ajutat, primim mail-uri. Chiar acum vreo 2 săptămâni am primit un mail de la o studentă acum, care a fost în urmă cu un an și ceva la evenimentele noastre, la un eveniment legat de Facultatea de Psihologie. Și a simțit că a ajutat-o foarte mult evenimentul, ne-a spus că o consideră că e în cel mai bun loc în care se putea afla în momentul de față și că ar vrea să dea înapoi și să ajute și ea la rândul ei următoarele generații de elevi. Dar feedback-ul constant pe care îl primim de la ei, pentru că pe lângă partea de platformă suntem super activi și pe social media, în principiu pe TikTok și pe Instagram, pentru că acolo stau elevii, și vedem într-adevăr că reușim să le aducem valoare, reușim să informăm, lucru care ne face și ne motivează să facem asta în continuare. Pentru părinții care ne ascultă și care poate au elevi acasă, de ce recomand să-și trimită elevii copiii la astfel de sesiuni de informare? Mi se pare că e necesar ca un elev să treacă printr-o astfel de sesiune pentru a-și da seama ce își dorește, pentru că dacă pleci, cum ziceai și tu, dacă pleci cu un obiectiv în minte, uite, vreau să merg la Facultatea de Psihologie pentru că am vorbit cu niște studenți, mi se pare interesant, știu că mi s-ar potrivi, atunci și dorința de a învăța pentru examene, de a te pregăti, de a vrea să ajungi acolo, practic, este mult mai mare decât dacă mergi pe principiu, ok, oricum nu știu ce mă așteaptă la facultate, o să-mi dau bacul, după îmi văd în funcție de nota de la bacul la ce facultate o să intru și după o să văd ce mă așteaptă. Încercăm acum să ne focusăm și pe ideea de carieră, nu doar pe partea de facultăți, astfel încât elevii să poată să vadă toată imaginea de ansamblu, să vadă, uite, dacă mă duc la facultatea X, ce pot să ajung sau ce pot să devin, pentru că joburile anului 2023 și probabil joburile care vor fi de acum încolo nu mai sunt joburile pe care le-au prins părinții noștri. Se îmbină foarte mult cu domeniile, astfel încât, nu știu, dacă ai terminat dreptul, asta nu înseamnă că trebuie să fii doar avocat sau doar jurist, ci poți la fel de bine să lucrezi pe partea de legal într-o companie de IT sau poți să faci mult mai multe alte să lucrez în mult mai multe alte domenii decât cum se putea poate acum 5 sau 10 ani. Iar pentru elevi, deschiderea și posibilitatea la a afla ce așteaptă sau ce pot să facă și să-și încurajarea să-și urmeze pasiunile, pentru că este acum trendul că mergem spre IT, că se câștigă bine. E bine, asta înseamnă că trebuie să fii doar programator ca să lucrezi în IT. Sunt mult mai multe roluri într-o companie de IT, astfel încât tu poți să faci în continuare ceea ce îți place, să mergi spre ramura care îți place și să beneficiezi poate de un mediu flexibil dintr-o companie de IT sau dintr-un job care e de viitor. Da, și cred că când mă gândesc la ce recomandări ne puteau da și nouă părinții la vremea respectivă, ține foarte mult și să-ți poți imagina acea carieră de care ziceai, dincolo de ok, ce înseamnă cei 4 ani, 5 ani și după aceea ce înseamnă să faci meseria respectivă, ți-ar plăcea sau nu ți-ar plăcea, pentru că de multe ori o întrebare simplă, te-ai gândit cum e să stai 8-10 ore la birou, s-ar putea să sune, dar nu vreau așa ceva. Și atunci există mii de alte joburi în care poți să îmbini anumite cunoștințe sau anumite pasiuni cu modul de operare. Cine vă sunt partenerii, să zic așa, cu cine colaborați cel mai ușor? Mediul de afaceri, universități, școli, unde este susținerea cea mai mare și unde aveți, să zic așa, provocări mai...
Cred că cea mai mare susținere până acum am primit-o de la mentorii cu care lucrăm, fiind un startup și fiind o echipă de studente, practic. Am avut norocul să avem mulți oameni faini în jur care să ne ajute, să fie acolo, pentru că nu le știi pe toate și, cum ziceam, ne-am lovit de probleme la care nu ne-am fi așteptat. Însă am avut oameni cu experiență în domeniile în care lucrează, care ne-au fost alături și care ne-au încurajat în tot parcursul ăsta. Pe lângă, pe partea de proiect în sine, acolo am început acum să discutăm cu universități și cu mediul privat. Inițial ne-am focusat doar pe partea de elevi, însă ne-am dat seama că vrem să devenim practic un mini-ecosistem în pasul ăsta de la elev la student, astfel încât am început discuțiile și cu companii și universități care au fost foarte deschise la ceea ce facem, pentru că văd valoarea, văd problema cu care se confruntă și consideră că putem să aducem un plus în viețile elevilor împreună. Adică și pentru universitate să aibă studenții care sunt pasionați de subiectele pe care le pot învăța acolo e, cred că, mult mai benefic decât să vină lumea care o să văd eu unde intru și apoi vedem dacă îmi place sau nu. Da, din păcate, la noi în țară rata de abandon în anul întâi de facultate este undeva la 2 din 5 studenți. Și 40%? Da, deci înseamnă că nu stăm chiar bine din punctul ăsta de vedere, iar la nivel de studii superioare suntem ultimii ca și țară din Europa. Cumva, astea sunt problemele care chiar dor și pe care vrem să le rezolvăm așa cum putem, pentru că, într-adevăr, sunt multe aspecte care influențează, însă ne-am dat seama că, ok, putem să contribuim și noi la asta prin bucățica pe care noi o facem. Da, așa cum zici de rata de abandon, mă gândesc că și noi am început 108 și am terminat 58 și cam acolo în primii 2 ani a fost majoritatea care au renunțat. Dar referitor la suntem cei din urmă, este și partea aceea de care promovabilitatea, nu din punct de vedere al cifrelor raportate, ci din punct de vedere al generațiilor. Și asta am înțeles că în 30 de ani nu prea s-a schimbat, adică în jur de 33% din copiii care se nasc într-un an, efectiv și au bacul. Da, într-adevăr, rata de promovabilitate la bacalaureat nu se prea îmbunătățește, însă, cum ziceam, suntem de părere că dacă elevii știu ce își doresc, au un obiectiv în minte, știu unde vor să ajungă și dorința de a învăța pentru bacalaureat, dorința de a te pregăti este mult mai mare decât să aștepți și să vezi ce o să te aducă viitorul. Promovați și universități de afară sau programe Erasmus, alte oportunități pe lângă cele de la noi? La nivel de universități lucrăm doar pe universitățile din România, cumva am decis să arătăm și ce oportunități poți să ai dacă studiezi în țară, însă multe facultăți de la noi din țară oferă programe Erasmus, oferă opțiunea asta de a studia și de a vedea cum e viața în afară și încercăm foarte des să abordăm subiectele astea în evenimentele pe care le facem pentru a vedea și elevii că, uite, poți să vii la o facultate în România și poți să pleci un semestru sau poți să pleci un an să vezi cum e să studiezi într-o altă țară și poți poate în următorul an să mergi în altă țară. Nu ești limitat doar la ce se întâmplă, pentru că mulți decid să nici nu ia în calcul opțiunile de studiu din țară și merg direct spre străinătate și tot așa ajung să se întoarcă poate din cauza costurilor ridicate sau informațiilor pe care nu le-au aflat suficient de bine înainte să ia decizia. Și aici chiar m-am gândit la challenge-ul acela, ea află costurile de chirie în fiecare oraș. Care ar mai fi, mă rog, întrebările din acestea care nu au neapărat legătură cu specializarea sau cu subiectul, dar care pot să facă diferența între alege o facultate sau alta sau alege un centru universitar sau altul? Cu siguranță oportunitățile de voluntariat.
Au început foarte mult elevii să se gândească la asta, să nu mai trăiască părinții, să tragă de ei, du-te, fă voluntariat, ci să vină de la ei. Vorbim foarte mult despre organizațiile studențești, despre proiectele pe care le fac, opțiunile de dezvoltare personală și profesională. Sunt foarte multe întrebări legate de cămin, viața la cămin, pentru că pentru un elev care poate a stat 12 ani cu părinții, ideea asta de a te muta singur, de a poate te muta într-un cămin alături de prietenii tăi, e un subiect care e de interes și îl abordăm des în cadrul evenimentelor noastre. Cred că în principiu cam astea ar fi și practic opțiunile din orașul respectiv, orașul universitar, nu știu la ce partiuri poți să mergi, pentru că până la urmă, într-adevăr, înveți, mergi la cursuri, dar studenția nu e doar despre asta și e important să vezi toată imaginea de ansamblu înainte de a lua o decizie. Mi-am amintit că eu când am terminat facultatea, fratele meu de-abia începea și a avut o singură întrebare. Dacă ai fi putut să faci, ce ți-ar fi plăcut să faci în timpul facultății? Iar răspunsul meu a fost organizația studențească, pentru că n-am avut timp pentru așa ceva. Că este un beneficiu, poate inițial greu de înțeles și probabil nici eu nu știam în anul întâi, dar deja când am terminat facultatea devenise foarte clar efectul participării în diverse activități, să zic așa, de voluntariat. Te ajută foarte mult pentru că ai ocazia să cunoști oameni noi, să cunoști alte persoane, să treci de la stilul individualist din liceu în care ești obișnuit să fii tu cu tine, să înveți singur. Când mergi și faci parte dintr-o organizație studențească și poate ai stat cu o zi înainte până seara târziu să lucrezi la un proiect și următoarea zi ai un examen, vă adunați împreună și învățați împreună pentru examene și ai persoane pe care să le întrebi, la care să le pui întrebări, pentru că, într-adevăr, în facultate merge foarte mult informația de la unii la alții. Cred că, practic, primul lucru pe care îl întrebăm când intrăm într-un nou an, îi se întrebăm pe colegii de an mai mare, ok, cum sunt profii, la ce materii trebuie să învățăm mai mult, la care mai puțin. Practic, într-o organizație studențească ai foarte mulți prieteni alături din ani diferiți de facultate care poți să-ți răspundă la întrebări. Iar ce mi se pare foarte interesant acum e că nu mai există o singură organizație per universitate, ci multe facultăți au început să-și facă atât ori organizația doar pe facultate, ori organizație per universitate și au început și societățile antreprenoriale studențești să ia amploare, astfel încât dacă sunt elevi sau studenți, vorbim deja de studenți pasionați de zona asta de antreprenoriat, există și organizații speciale pentru ei în care pot să dobândească mai multe informații și să vadă cu ce se mănâncă domeniul respectiv. Mulțumim mult, Oana, pentru toate aceste incursiuni în viața de student și în provocările de a le aduce informația celor mici din perspectiva celor care au trecut pe acolo. Și întotdeauna ne spune un mentor că cel mai bun mentor este cel care e cu 3 pași în fața ta, nu cel care e cu 30. Așa că, da, uneori e mai util să întrebi un student cu câțiva ani mai mare decât pe cineva care a terminat acum 20-30 de ani, cum e viața de student. Dacă vor elevii să vă găsească, am auzit aici TikTok, Insta și alte platforme, cum vă găsesc și cum pot participa la evenimentele voastre? Cred că îmi pot găsi aproape peste tot. Triliada.ro dacă vor să ne caute pe Google, Triliada.ro dacă vor să ne caute și pe Instagram sau pe TikTok, sau Triliada platformă educațională pentru Facebook și LinkedIn. Iar dacă vor să participe la evenimentele pe care le organizăm, pur și simplu pot să intre să își facă un cont în platformă, să vadă care sunt următoarele evenimente pe care le facem, să vadă poate evenimentele anterioare pe care le-am făcut și să fie aproape de noi pentru a afla mai multe informații. O chestie foarte faină pe care o facem acum și pe care o super recomand e pe contul nostru de Instagram, unde în fiecare săptămână invităm un alt student de la o altă facultate să povestească despre viața lui de student și să răspundă întrebărilor elevilor. Așa că mai ales pentru cei care nu sunt încă 100% hotărâți ce vor să facă,
le recomand să ne urmărească și să vadă mai multe informații despre facultăți la care poate nici nu s-ar fi gândit, așa cum a fost și cazul tău. Mulțumim mult! Dragi ascultători, aici se încheie emisiunea de azi, Business 360. Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. O zi cu creștere tuturor!